Mulțumesc, Bogdan. Bun găsit tuturor. După cum a spus și colegul meu, suntem recent pe piața de storage. Avem câteva produse, gama noastră este într-o continuă dezvoltare, dar referitor la publicul țintă, după cum vedeți din slide-urile mele, ne adresăm în primul rând companiilor mici, pornind de la clienți de tip Soho, continuând cu micro-întreprinderi. Vedeți în graficul alăturat definiția pentru, cel puțin pentru Uniunea Europeană, clasificarea companiilor. Microcompanii sunt firme până în 10 angajați, după care companiile medii, să zicem, până în 250 de angajați, iar de link se adresează exact acestei plaje. Bun, ziceam că portofoliul nostru este într-o continuă creștere. Câteva produse, să zicem, mai reprezentative, pornind de la echipamente mici, care pot sta foarte bine chiar și acasă, chiar și într-o companie, într-o firmă de apartament, și putem crește mai departe prin performanțe și prin capacități de stocare, ajungând la echipamente de tip SAN. Bun, din toate produsele vreau să mă rezum la trei echipamente care, zic eu, sunt destul de, sau au fost destul de bine primite pe piață. Primul ar fi un echipament micuț, stă foarte bine și acasă. Este DNSU 325, este un echipament cu o conectivitate gigabit, o capacitate de 4 terabytes prin atașarea două hard discuri. Redundanță RAID este ceva nativ pentru orice echipament de storage. Mai departe, alte specificații: account management pentru user, pentru grup, pentru cotă sau șarare de documente. Se poate accesa de la distanță, se pot accesa fișierele prin aplicații, zic eu, destul de cunoscute, Ajax Explorer sau WebDAV. Pe partea de multimedia, server de Universal Plug and Play sau certificarea de tip DLNA. Sistemul de operare este un sistem open source. Se pot adăuga aplicații separate, de exemplu cele de backup, download, peer-to-peer sau inclusiv un web server sau un server de fișiere. Bun, următorul produs pe care vreau să-l menționez este DNS 1200. Este un produs ideal pentru small business, deci, să zicem, o companie până în 50 de angajați. El combină tehnologia de tip NAS cu performanțele echipamentelor iSCSI. Din acest motiv avem două porturi gigabit. Avem porturi USB. Această unitate poate să găzduiască până la 5 harddiscuri, fiecare harddisc putând avea o capacitate de maxim 2 terabytes. Modulele RAID, suport pentru Active Directory, dacă aveți o companie în care principala bază de date de utilizatori este Windows Active Directory, acces de la distanță, snapshot-uri, criptare, agregarea benzii prin cele două porturi gigabit, load balancing, redundanță și tehnologii green. La tehnologii green aș vrea să mă refer la consumul redus de curent sau programarea funcționării. Se poate programa când să pornească și când să se oprească. După care aș vrea să trec la vârful de gamă, seria 6000. Este un produs introdus recent în portofoliul nostru, un echipament foarte performant, tot pe interfață iSCSI. Modelul de vârf conține două controlere cu o interfață de 4 gigabiți. Poate fi configurat single sau dual controller, poate fi extins prin unități de extensie până la 5 astfel de echipamente, ajungându-se la o capacitate de 120 de terabytes. Deci, practic, vreo 60 de harddiscuri. Performanțele sunt foarte bune.
după cum vedeți din specificații, snapshot-uri până la 512, logical units 1024, replicare sincronă sau asincronă, este o specificație care este întâlnită la echipamente de tip high-end. Sursele și ventilatoarele sunt de tip hot swap, deci nu trebuie să opriți echipamentul ca să faceți un troubleshooting pe partea de sursă. Și spre final, să zicem un exemplu de aplicație. Să zicem că avem sediu central, servere, switch, router, toate conectate la internet. Să zicem, dacă avem o companie mai mare sau o firmă mai mare, automat vom avea niște sucursale. Și când vorbim de asta, vorbim de tunele VPN, eventual în fiecare locație cât un storage. Replicarea se poate face cu orice locație. Bine, evident, trebuie să avem și o bandă de internet destul de bună. Și cam cu astea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt întrebări, cu cea mai mare plăcere.